cred că are cineva vreun dubiu că inima Aradului este această cetate, unică în felul său, o cetate încărcată de istorie. Dacă am amintit de pildă numai faptul că aici au fost încarcerați Horia Cloșca și Crișan, sau că aici a fost încarcerat cel care l-a ucis pe Franz Ferdinand în preajma primului război mondial, sau că aici au fost uciși cei 13 generali armatei maghiare, plus multe alte fapte de istorie pe care această cetate le închide cumva în prezidurile ei. Există legende foarte frumoase vis-a-vis de modul în care a fost construită această cetate. Spun unii că la un moment dat s-a creat un lanț uman de la Jimbolia și până aici la Arad și s-au dus cărămizile din mână în mână pentru construirea zidurilor cetății. Oare cum ar fi să avem aici cartierul muzeelor? Un loc încărcat la rândul său de istorie. Odată ce vom putea repune cetatea în circuitul civil, aici vom avea galerii de artă, aici vom avea muzee, aici vom avea teatru în aer liber, aici va trebui să avem studio de creație pentru artiștii arădeni. Sunt atât de multe lucruri care se pot face în interiorul cetății, ca să nu mai vorbim de ce se poate face în toată această zonă care înconjoară cetatea. De la acvaparcul pe care o să-l facem pe locul actualului ștrand Neptun, până la skatepark, locuri de joacă, de ce nu un parc de distracții, cluburi, terase. Aradul trebuie să pulseze de viață. Cândva Aradul era, dacă vreți, cel mai viu oraș de pe zona de vest a României. Oare cum ar fi să avem toată zona aceasta din jur însuflețită? Un festival ca la Novi Sad, de ce nu Electric Castle? Aradul trebuie să pulseze, Aradul trebuie să fie viu, să aibă viață, festival după festival. Eu cred că putem să dăm o șansă și o să facem lucrul acesta, readucând Aradul la viață prin punerea în mișcare a chiar inimii orașului nostru, cetatea Aradului.